Ședința marelui Partid Național Liberal Gorj nu s-a desfășurat în limite normale, așa cum se așteptau ambele tabere care fac acum parte din PNL și care ar trebui să fuzioneze cât mai repede. Telepartide sunt departe însă de a deveni o familie, așa cum o cere centrul. Chiar prima ședință s-a încheiat cu scandal, uși trântite și acuzații. Că principiul conducerii bicefale a partidului nu va da roade, o demonstrează zilnic cei doi copreședinți, merg în direcții diferite. După prima ședință comună, copreședintele PNL Gorj, Dian Popescu, a declarat că Dan Vâlceanu nici nu mai poate fi considerat membru al PNL. Nu a decurs așa cum mi-aș fi dorit, o ședință în care să se constituie Consiliul Executiv, o ședință în care să existe un singur partid, iar toate deciziile vis-a-vis de soarta partidului și de lupta cu Partidul Social Democrat să se ia în consens. Domnul Vâlceanu n-a dorit acest lucru, a avut altă agendă, el și cu clanul familiei cu care stăpânește PDL-ul, pentru că eu nu mai consider membru al Partidului Național Liberal. Sunt interese financiare puternice în complexul energetic Oltenia, are altă agendă și ca atare nu coincide această agendă cu agenda Partidului Național Liberal. Noi ne-am dus acolo cu discuții vis-a-vis de soarta complexului energetic Oltenia, să purtăm discuții cu specialiștii care se află în vechiul PDL, cu foști directori, oameni cu care se poate sta de vorbă, pe el îl interesa cu totul altceva, întrucât agenda familiei lui este în complexul energetic Oltenia. Mai mult decât atât, Dian Popescu spune că va merge în capitală pentru a discuta cu liderul PNL Vasile Blaga despre situația din Gorj. Nici nu ai cum să ajungi la un consens cu o familie transferată după putere pe care vor să-și o exercite în complex. Voi purta o discuție cu președintele Blaga, cu conducerea Partidului Național Liberal la Aripa Veche și vom vedea ce decizie vom lua. În niciun caz, cât eu voi fi senator și președintele PNL, nu voi lăsa acest clan să pună una pe complexul energetic Oltenia, cum au pus și alte clanuri cu ei în frunte de atâta timp. De cealaltă parte, copreședintele Dan Vâlceanu preferă să nu spele rufele partidului în public. Discuțiile rămân în partid și nu vrem circ, spune Vâlceanu. Am avut o primă întâlnire, era absolut necesară, am avut o primă discuție, era absolut necesară pentru că noi nu ne mai întâlnisem într-o ședință din 14 august 2014 și vă dați seama că toți colegii au fost nerăbdători de întâlnire. Dar a fost o primă întâlnire și oricum nu au fost decizii luate care să trebuiască comunicate public. N-am ce să comentez, la ședință n-am discutat de CEO, de nimic. Dar într-adevăr, situația companiei ne preocupă pe toți. Și este, până la urmă, un lucru care îi preocupă pe toți gorjenii, numai pe noi la Partidul Național Liberal. În această ședință, niciun fel de decizie care să trebuie să fie comunicată. În rest, discuțiile pe care le avem la partid trebuie să rămână la partid, pentru că așa e normal. Indiferent de persoana care încearcă să inducă circ la Partidul Național Liberal, nu va exista un circ, pentru că pentru scandal sau pentru circ trebuie să existe măcar minim două persoane. Ori, din punctul ăsta de vedere, nu o să răspund niciodată unor asemenea impuls. În cadrul primei ședințe a Comitetului Executiv Județean al PNL se stabilesc să fie desemnați purtătorul de cuvânt al partidului și secretarul coordonator.